Sunt fratele Cârdei Petru, locuiesc în Măneuț, Comuna Frătuți, vechi numărul 594. Vreau să depun unele mărturisiri din viața mea, cum am întors la pocăință și unele minuni care le-a făcut Dumnezeu. M-a folosit ca vasa Lui. Înainte de asta vreau să citesc din Psalmul 116 câteva versete. Iubesc pe Domnul căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășurase legăturile morții și mă apucase sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii. Dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept și Dumnezeu nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate, eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te suflete la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Amin. Înainte de a încheia legământ cu Domnul, datorită la viața care am avut, o viață destrăbălată și fără de Dumnezeu, m-am îmbolnăvit datorită băuturii, țigărilor și viața care aveam. Mi-a apărut în partea stângă, undeva în zona asta, așa, o umflătură. Am venit la doctor, mi-am spus necazul și durerea la doctor, la om. El a spus să vin să-mi facă trimitere la spital, că dacă nu mă operez, voi muri. Am ieșit de la doctor, am început să plâng, mi-am adus aminte că există un Dumnezeu, am auzit de Domnul Iisus Hristos și am spus atunci, mergând pe drum, Doamne, Tu știi că eu m-am destrăbălat, mi-am băut munca și n-am băgat în seamă cuvântul Tău. Dar am auzit și am văzut scris în cuvântul Tău că Tu cât erai pe pământ, ai făcut vindecări la oameni care aveau nevoie. Și am început să plâng și cum mergeam pe drum, în jur de 150 de metri, Dumnezeu a făcut o minune cu mine, ca om necredincios, ca om nefocăit. S-a atins de mine, am simțit din cap până în talpa picioarelor cercetarea Duhului Sfânt, pe care eu nu înțelegeam atunci, dar am simțit așa niște curenți prin mine. Deci, la clipeala ochiului, Domnul m-a vindecat în zona asta aici, unde am spus că am avut o umflătură. Deci nu se vede nimic, nici o tăietură, nici copți, nimic. M-au vindecat fără bani și fără plată. Într-o dimineață era o slujbă la ortodox, la aparatul de radio. Și în timpul ăsta am ascultat și zicea preotul respectiv, poți cauza lacrimi de bucurie sau de întristare cuiva când îi face un rău sau un necaz. Poți să-i cauzezi cuiva lacrimi de bucurie când îl ajuți și îl scap din unele necazuri. În timpul ăla mi-a apărut în fața mea ca un televizor și pe televizorul ăsta mi-aduceam aminte de toate păcatele vieții mele. O trecut cam în jur de 10 minute tot ce am făcut în viața mea rău și dintr-o dată am început să plâng și am spus așa, Doamne Iisus, îți mulțumesc că m-ai iertat. Din clipa aceea n-am mai băut, n-am mai fumat, n-am mai făcut lucruri rele care le făceam până atunci. O trecut un timp și o vreme și într-o seară, stând întins în pat, mi-am adus aminte așa de trecutul meu și îmi părea rău și tot vreau să mă pocăiesc, dar parcă nu aveam putere. Dintr-o dată, cineva de la mijloc, așa, a început ca o bătaie de inimă mai rară, așa, până la nivel de gură. Și la nivel de gură, parcă cineva m-a lovit cu palma peste buză. Deasupra patului meu, o formă, așa cum e aerul pe asfalt, pe câmp, aerul ăla, căldura aia care se vede. Deasupra patului meu tot pulsa așa. Și am auzit dintr-o dată o voce care a spus așa, cum poți să intru în trup așa murdar? Și într-adevăr, fraților, viața mea era o viață foarte murdară, în păcat și în fără de lege. A venit timpul și vremea când am fost
cercetat de Domnul deosebit, m-a dus la un prezbiter în Sibiu, locuiam în Sibiu, și am spus, frate Iosif, fratele Iosif Târlă, zic că aș vrea să iau și eu botezul, dar vreau cât mai repede, că mă tem să nu mor așa nepocăit. El a spus, nicio problemă, noi îți dăm botezul, nu te refuzăm, dar trebuie să faci pregătirea de catecheză. Noi te învățăm din cuvântul lui Dumnezeu și după aia te botezăm, fără nicio problemă. M-am supus rânduielii bisericii din locul respectiv și am încheiat legământ cu Domnul. După aceea m-am căsătorit, am trăit cu soția 7 ani și în aceste 7 ani, după 7 ani, soția mea a decedat la vârsta de 35 de ani. A rămas văduv cu 8 copii, din care 2 copii cu grad de handicap. S-au născut cu malformații la gură. A început o viață mai grea, dar vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că în timpul acesta Dumnezeu m-a învățat foarte multe lucruri. Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt și am înțeles ce înseamnă răbdarea ca roada Duhului Sfânt. Am trecut din val în val, din încercare în încercare, multe vindecări au făcut Dumnezeu în casa noastră. Mulțumesc Domnului Iisus Hristos pentru că într-o zi am trecut printr-o experiență mai deosebită. A rămas fără pâine pentru copii, pentru că eu n-am lucrat nicăieri, doar am stat acasă să-mi cresc copiii. Nu i-am dat la orfelinate nici creștine, nici la stat. Am rămas fără pâine la copii, revin la ceea ce am vrut să mărturisesc și am zis, copii, de acum mai mâncăm și mama ligă. Că tata nu mai are bani de pâine. Nu știu dacă a durat un minut sau două, era duminica dimineața și spune, frate Petrică, am auzit în dreptul căsă tale o voce care a spus, mi-e foame. Fratele respectiv știa că stau în casa aceasta, știa că am mulți copii, a intrat în casă și zice, eu merg la adunare. A întins mâna spre mine așa, cu mâna întinsă și zice, ține mâna. Eu am întins mâna și el a deschis mâna și mi-a pus niște bani, dar eu nu m-am uitat ce mi-a pus acolo, cât și cum așa. Și a zis așa, după ce a lăsat banii în palma mea, în mâna mea, a spus așa, frate Petrică, cumpără pâine la copii. Deci, vă dați seama ce minune mare, ce mărturie puternică. El venea la rugăciune, dar în dreptul căsă mi-a auzit vocea care a zis așa, mi-e foame. O trecut lucrul ăsta. Mulțumesc Domnului Iisus Hristos, chiar dacă am necazuri, chiar dacă am probleme, știu un singur lucru, că Domnul Iisus Hristos a spus că în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți-o a îmbiruit lumea. Prin ajutorul Lui am trecut prin necazuri, prin probleme, am avut copii care au trebuit să-i duc la operație, au avut 10 intervenții, de când a murit soția în 13 ani, 10 intervenții, ar mai fi nevoie de o intervenție și știți cum merge treaba și așa. Noi suntem cu asigurări la stat, cu casa de asigurări, cu nu știu ce, dar când te duci la doctor, prima dată se uite să vadă, bagi mâna în buzunar sau nu. Altfel nu se apucă sau nu face treabă bună. Și am trecut din val în val, din încercare în încercare, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am început să-L înțeleg pe Dumnezeu, de prima dată, de când a început necazul, de când soția mea a murit la 35 de ani, și Domnul a spus așa, te-am pus în cetatea aceasta ca piață de încercare să văd ce vor face cei ce, care te înconjoară. Adică frații mei, în primul rând, de pocăință. Dar nu a dat nimeni buzna la ușa mea să mă ajute. A venit o femeie din Statele Unite, din partea Aradului, mutată în America de 30 de ani. De 40 de ani. Au venit și m-au găsit. Au trecut oceanul, au venit în Arad și din Arad au venit la noi. Eu am spus, Doamne, te rog, ajută-mă, Doamne, trimite Tu să nu mă duc eu să stau cu mâna întinsă la cerșit. Și Dumnezeu a trimis din când în când frați, a trimis surori, dar nu din cetatea noastră, din altă cetate. M-au ajutat ca să pot crește copiii. Și îi mulțumesc Domnului Iisus. Soția mea nu putea să rămână însărcinată, nu putea să aibă copii. Domnul a spus, ca să postim, să ne rugăm și ne va da fii și fiice.
ne-au dat 4 fete și 4 băieți. Am postit, m-am rugat câte 3 zile, 3 nopți și la urmă prima naștere care a fost copilul cu malformație. A venit vrajmașul la mintea mea, satana, și a zis așa, uite ce Dumnezeu ai, uite ce s-o ales de postul tău, uite ce s-o ales de rugăciunile tale, uite ce s-o ales de viața ta trăită în curățenie și în sfințenie, uite ce Dumnezeu ai. Lasă soția în spital, lasă copilul și du-te și lasă-te de pocăință. Și am spus așa, soția plângea, am spus, lasă Adriana, că Dumnezeu ne va ajuta. A trecut un timp și o vreme, am avut o lucrare, cu 7 ani înainte de a muri soția, am avut așa o lucrare, că vine vremea când coasta ta, deci soția ta, se va uni cu filistenii, iar tu vei rămâne singur și vei învârti la râșniță ca Samson. A venit timp și vremea când soția mea a început ca să se depărteze de Domnul, eu posteam, mă rugam și mergea, avea, să zic, relații cu femeile din lume, nepocăite. A început cu așa. Și nu mai putea să avea dar de prorocie, de vedenie și nu mai putea ca să meargă în lucrarea lui Dumnezeu, datorită că avea legătură cu lumea. Cuvântul Domnului spune că prietenia lumii e vrăjmășie cu Dumnezeu. Au venit doi proroci în casă aici, cu lucrare din partea Domnului și a spus, femeie, eu, Domnul, am investit mult în tine. Dacă nu vei lucra cu darul ce ți-l-am dat, eu, Domnul, te voi pune într-un cuptor încins de 7 ori, mă vei chema și nu te voi asculta. A trecut primul proroc, a venit alt proroc, deci o femeie cu dar de prorocie, a venit la noi în casă, am făcut rugăciune și în timpul rugăciunii spune așa, se îndreaptă cuvântul Domnului, prorocia spre soție și spune așa, iată, femeie, te-am pus în via mea să lucrez și a zis așa, leapă de haina vicleniei de pe tine, că dacă nu eu, Domnul, te voi trece în țărâna pământului chiar nemântuită. S-a sfârșit rugăciunea, au plecat fiecare acasă și abia așteptam să o întreb pe nevastă mea, care e problema, ce haina vicleniei o îmbrăca pe ea. Eu am spus că am fost la chioș să cumpăr ceva și ceva de genul ăsta. Și eu am spus, măi, femeie, Domnul nu se încurcă cu gunoaiele astea așa, trebuie să fie altceva. Și am deschis fraților Biblia la pilda talanților. La unul i-a dat 1, la unul 2 și la unul 5. Fiecare a lucrat, dar cel cu unul l-a îngropat. Și când a venit stăpânul să ceară socoteală, acela cu 5, acela cu 2, fiecare a zis, mi-ai dat atât, am lucrat și am pus în negoț. Acela cu un singur talent l-a îngropat. După ce a venit stăpânul să ceară socoteală, acela cu singurul talent a spus așa, am știu că ești un stăpân aspru și secer de unde n-ai semănat și așa. Și la urmă spune, stăpânul îi spune așa, rob, leneș și viclean, adică cu alte cuvinte, dacă noi nu vom lucra pentru Dumnezeu, care El ne-a chemat, ca să vestim cuvântul Lui, prin diferite forme, prorocie, videnie, predică, putem lucra pentru Domnul, că de asta ne-a lăsat și de asta am încheiat legământ cu Domnul. Ne va numi rob, leneș și viclean, adică nu vrei să lucrezi pentru Domnul. Îmi pare foarte bine de prezența acestor doi frați, de fratele Adrian, de fratele Daniel, Domnul se binecuvintează, timpul este scurt, sunt multe mărturisiri, multe minuni care Dumnezeu m-a folosit în lucrarea Lui și aș dori ca să vestim, cum ne spune cuvântul Dumnezeu, să vestim din zi în zi minunile Lui. Pentru că prin asta îl proslăvim pe Dumnezeu și dacă, de exemplu, cineva este bolnav, aude că pe fratele Petrică l-a vindicat înainte de a se pocăi. Dacă pe fratele Petrică l-a vindicat după aceea, dacă pe fratele Petrică l-a folosit în lucrarea de a scoate demoni, dragi, dacă pe fratele Petrică l-a folosit prin ungere cu un de lemn să se vindece unele suflete, fără a mai ajunge la doctori. Deci noi trebuie să punem multă bază pe cuvântul lui Dumnezeu, pe lucrarea Duhului Sfânt, ca biserica Lui. Și atunci Domnul poate face semne și minuni. Dar noi trebuie să ne întorcem de unde am căzut, de unde ne-am depărtat de Domnul
și atunci cu adevărat va lucra cu semne și minuni. În timp ce au fost lucrările de prorocie pentru soție, că dacă nu va lucra cu darul ce l-a dat Domnul, Domnul va pune în cuptor în 57 ori. Deci a fost primul vas, primul proroc. Și prin asta se înțelege ce putem să înțelegem. Ea nu a vrut să asculte. Domnul a fost nevoit să trimite alt proroc, deci o soră, cu dar de vedenie și de prorocie, ca să o mai îndemne încă o dată să se întoarcă la Domnul și să lucreze cu darul celor de la Domnul. Soția mea nu a ascultat și a ajuns în starea și în situația asta de a fi pus în cuptor de Domnul. Când, înainte de a o pune Domnul la curățire și la pentru a plăti neascultarea, soția mea avea 96 de kilograme. Cam în jur de 8 luni, poate 7 luni, cam așa, au ajuns din 96 de kg cam la 40 de kilograme. Și, bineînțeles, s-a dus la spital, că la Domnul nu mai intervenea pentru că ea nu a ascultat, o îngăduit să ajungă pe mâna oamenilor, la doctor. O mers la Cluj, au făcut citostatice pentru localizarea cancerului, că avea cancer la colon. Și în timpul ăsta, cam în jur de 8, poate 7 luni, cam așa, în timpul ăsta, deci cam în jur de 56 de kilograme au scăzut, au slăbit, datorită bolii și a suferinței. După timpul ăsta, o dus-o la Rădăuț în oraș, i-a pus niște sânge, o pungă de aia de sânge, o perfuzie de aia de sânge și când se opui pe a doua pungă, o căzut în comă. Și din comă a trăit încă 4 zile și a murit. În dimineața când am dat telefon la o soră, și ne rugăm să mijlocim în continuare pentru ea, ca Domnul poate să îndure. Mă uitam în jurul meu și am văzut copilașul mic, fără mamă și eu singur, mi-am dat seama că o să-mi fie foarte, foarte greu. Și am avut așa un cuvânt prin alte soră. Zice, bărbatului, eu, Domnul, ceea ce am hotărât, nimeni nu poate schimba. Și în jur, deși asta a fost la 9 dimineața, la 4 și 10 după masă, sâmbăta, am primit un telefon de la spital că soția mea a decedat. Și atunci am început să plâng. Nu dura multă vreme și au dus-o acasă. Au dus-o acasă și după ce au dus-o acasă, na, cum se obișnuiește, au fost privechi. După privechi, mergeam spre cimitir. Au fost cam în jur de 1000 și ceva de frați la serviciul de înmormântare. Au trecut timpul ăsta, necazuri, probleme, dar mulțumesc Domnului că Dumnezeu ne-a ajutat și ne-a dat biruință să putem înaintea pe cale. Zic ca Domnul se binecuvântează pe orice suflet, pe orice frate, pe orice soră care trec prin necazuri, fie că-s orfani, fie că-s văduve sau văduve. Domnul să-mi dea biruință să putem trece biruitorii.